capăt, că este sus faimoasa schelă. Pepiniera, de fapt. Am vrut să vin ca detractorii. Exact. Până la urmă a fost un proiect de mega succes, nu? Câte sute de mii de oameni. Da, aproape 200 de mii de oameni au urcat. Un proiect care a generat foarte multe discuții, de fapt, ce înseamnă spațiu public, ce înseamnă oraș, ce înseamnă artă, ce înseamnă biodiversitate și exact asta... Vrem cu toată capitala culturală să stârnim dezbateri, discuții și să ne apropiem cumva de cum putem contribui noi la orașul nostru Timișoara și merge foarte, foarte bine. Adică sunt extrem de mândru de ce au reușit timișorenii anul acesta. Foarte fain anul acesta cu capitala culturală e atenția internațională cumva pe care am primit-o. Și asta e în New York Times, în New York Times, în Time Magazine, foarte multe televiziuni din toată Europa au fost aici. De fiecare dată e așa o bucurie pentru mine să văd pe fața lor cât de șocați sunt de realitatea europeană aici, care nu corespunde deloc cu toate prejudecățile pe care le-au avut înainte să vină. Și toate formele de implicare pe care le-am găsit, proiecte în care să se implice cetățeni, universități care colaborează cu ONG-uri, care și-au găsit parteneri europeni, teatrele, teatre independente, adică scena culturală e extrem de bogată, am învățat foarte multe și asta va rămâne. Eu vreau să te felicit pentru munca pe care ați făcut-o în ăștia 3 ani, că se vede și în proiectul ăsta, a fost amânat, dar iată cumva tot rău spre bine și a ieșit un proiect mai puternic, mai viu, cu un accent puternic pe comunitate. Și dacă vorbim de comunitate, comunitatea are nevoie de lideri puternici, de oameni care să fie curajoși și care să nu ezite să stea în fața celor care încearcă să confiște pentru beneficiu privat. Stăm drepți în fața răului. Și asta trebuie să facem nu doar în Timișoara, ci de fapt în toată țara și sper în iunie, la anul, la europarlamentare, să setăm tonul pentru toate runde de alegeri la anul și îți mulțumesc că ții USR în direcția corectă pentru România. Și eu îți mulțumesc pentru munca pe care o faci zi de zi.